Bună ziua tuturor! Vrem să facem rărirea propriu-zisă la piersic, a doua rărire, pentru că la piersic este bine să facem două răriri, mai ales la unii piersici care, așa cum este acesta al meu, eu am 5 piersici, din care doar acesta este chiar așa plin de piersici, plin de lăstari tineri, se îndesește foarte ușor. Ceilalți sunt mai moderați, au mai puține piersici. Cu adevărat și acolo am făcut prima rărire, pentru că și acolo au fost piersici lipite una de alta, dar sunt mai puține și a doua rărire este foarte simplu de făcut. Dar la acesta nu este la fel. Sunt unele soiuri de piersici care fac foarte multe piersici, dau foarte mulți lăstari și neapărat trebuie să-i rărim, pentru că altfel intră în alternanță și anul viitor nu o să mai avem piersici sau o să avem foarte puține. Sau se poate întâmpla că în loc să avem piersicile normale de mărimea cât ar trebui să fie și cu aromă bună, să le avem mai mici, din pricina că sunt foarte multe, și cu aromă slabă. În primul și în primul rând, rărirea la piersic nu se face decât după căderea fiziologică a fructelor, pentru că toți pomii fructifere își fac o rărire fiziologică, adică își aleg ei cam cât ar trebui să ducă în linii mari, în afară de cais. Caisul nu face nicio rărire, câte are atât aduce, chiar până la epuizare și până când moare se usucă. Dar în rest și piersicul ca și al pom își face rărirea fiziologică, adică unele rămân mici, se îngălbenesc și cad. Bineînțeles, nu trebuie nici să lăsăm rărirea piersicilor mai târziu decât ar fi cazul. Deci când deja sunt la mărimea unei nuci mijlocii, este cazul să facem ultima rărire la piersici. Se poate și mai repede, dar este bine să lăsăm mai târziu, până când este cât o nucă mijlocie, pentru că mai apar și grindini care pot să ne rărească piersicile și apoi ne pare rău că le-am rărit noi, după aia a venit grindina și ne-a rărit și au rămas prea puține. Deci, nu trebuie să lăsăm piersicile să aibă sâmburile întărit. Observați aici, sâmburile încă nu s-au lemnificat. Acum este momentul când putem deja să facem rărirea, nu mai târziu, când deja sâmburile începe să se lemnifice. Deci așa învață profesorii la facultate, că rărirea fructelor se face înainte de întărirea sâmburilor, de lemnificarea sâmburilor. Deci, primul principiu la rărirea piersicilor trebuie să fie acesta, că fiindcă piersicii dau cea mai bună roadă pe ramurile mixte care sunt de 40-60 de centimetri, trebuie ca acele ramuri să ne gândim că să poată duce greutatea piersicilor. Deci depinde cât de mari sunt piersicile. Dacă avem piersici mari pe piersicul nostru, acela este soiul, trebuie să lăsăm mai puține. Dacă ramura este slabă, la fel trebuie să lăsăm mai puține. Deci așa învață specialiștii că pe o ramură mixtă să lăsăm între 4 și 6 piersici. Nu trebuie să fie piersici lipite una de alta, pentru că acolo monilioza sau alte boli își fac loc și ajunge ca fructele să se îmbolnăvească. Al doilea principiu este că nu lăsăm în vârful ramurii. Vedeți cum este aici. Nu lăsăm pe aceasta din vârful ramurii, ci lăsăm mai spre mijlocul ramurei. Al treilea principiu este că nu lăsăm chiar, uitați cum este aici, chiar la bază, observați aici, la baza ramurei, pentru că la fel se atinge cu lemnul și acolo va fi boală, deci la baza ramurei nu lăsăm, ci le luăm jos. Deci nu lăsăm în vârful ramurei, nu lăsăm la baza ramurei, nu lăsăm lipite două una de alta și întotdeauna alegem cum este aici, observați? Avem una mai mică. Deja pomul a început să-și aleagă. Noi alegem asta mică jos și lăsăm cele mari. Bun. Ce vom face cu aceste piersici? Le vom arunca la gunoi? Nu, le vom pune la compost, pentru că vor fi în compost ceva benefic. Haideți la această ramură ca să vedem. Este o ramură mai slabă, 40 de centimetri, 35 de centimetri. Are, uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Această ramură nu poate să ducă 6. O ramură dublă la grosime
ca ea ar duce 6. Este prea mult și uitați, aceasta mai mică, câte vom lăsa? Pe această ramură nu vom lăsa decât 3. 3 prin răsucire le luăm jos. 3. Atât. Această ramură poate să ducă doar 3 piersici. Avem o altă ramură mai robustă, dar cât are? Are 9. Ea a mai fost rărit odată, a avut vreo 15-16. Ce vom face? Care sunt apropiate? Uitați. Prin răsucire o luăm jos. Prin răsucire o luăm jos. Așa, din vârf, la fel, cele două din vârf le luăm jos. Au rămas una, două, trei, patru, cinci, șase. E prea mult. Încă una trebuie să o luăm jos. Care vom lua? Care sunt mai apropiate? Așa. Vom lăsa doar 5. Pentru că nu este o ramură, nu este cea mai slabă, dar nici cea mai groasă și de aceea neapărat trebuie să lăsăm doar 5. Acum trebuie să căutăm o ramură mai groasă. Uitați aici. Vedeți? Este o ramură mult mai solidă. Aceasta poate să ducă 6, dar nu câte are acum, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. E prea mult. Ce vom face? De la bază, le luăm cele de la bază. Uitați aici. Vedeți? Cele de la bază le luăm jos. Primele 3 de la bază. Pentru că la bază se lipesc. Cum crezi se lipesc de ramurile din vecinătate și nu trebuie să fie așa. Trebuie totdeauna să le rupem în așa fel ca să nu, când ele cresc, să nu se lipească una de alta. Deci avem aici, nu-i chiar în vârf, o lăsăm prima de acolo. Aici avem două, una lângă alta. Una o rupem, așa, avem deci două. Aici este frumoasă, asta o luăm jos. Așa, 3, 4, 5, 6. Și asta mai mică. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, pe asta putem să lăsăm 6. Observați? Sunt depărtate una de alta, sunt în poziții diferite. Pe o ramură de asta are 60 de centimetri, are masă foliară, putem să lăsăm 6. Uitați din coace, observați aceasta. La fel, este o ramură mai mijlocie, la asta nu putem, chiar subțire, nu putem să lăsăm 6. O luăm pe cea de la bază, observați, prima de la bază. Aici, la fel, sunt 3 una lângă alta, le luăm. Mai avem una mică, o luăm. Așa. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. Aici nu vom lăsa decât 4 și atunci care o vom lua? O luăm și aceasta mai din vârf, mai mică. Dar cum decizi dacă lași 4 sau 6? După grosime, observați ce grosime are. Este o ramură de 40 de centimetri care are o grosime cea mai mică. Deci are grosimea cea mai... Uitați pe lângă aceasta. Este la jumătatea grosimei acesteia la care am lăsat 6. Aici, observați, aceasta, de exemplu, poate să ducă 5. Uitați cum facem. La bază are o piersică, o rupem, nu lăsăm la bază niciodată. A doua o lăsăm. Aceasta o lăsăm că e la distanță, 1, 2, 3, 4, 5. Dar uitați, uitați-vă la diferența dintre ele. Observați, aceasta cât e de subțire, cât e de groasă asta și asta este undeva în mijlocie. Poate duce 5, asta poate duce 6, asta doar 4. Deci depinde cât este de groasă o ramură și câte frunze are o ramură pe ea. Pentru că pentru fiecare fruct ar trebui să avem în jur de 25 de frunze ca să se poată hrăni piersicile noastre. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe curând!